Bun găsit! Trăim într-un timp în care fanatismul, în toate formele lui, va căuta orice posibilitate de a se infiltra atât printre cei credincioși, cât și printre cei necredincioși. În ipocrizia sa, Satana va pătrunde în mijlocul oamenilor și își va prezenta minciunile folosind orice invenție posibilă pentru a-i înșela. Thank you.
propria noastră experiență am ajuns la concluzia că, dacă nu poate să împietrească sufletele în ghețarul indiferenței, Satana va încerca să le împingă în flăcările fanatismului. Când Duhul Domnului coboară în mijlocul poporului său, Satana speculează ocazia de a-și exercita influența asupra minții unora, determinându-i să manifeste în lucrarea lui Dumnezeu propriile lor trăsături de caracter. De aceea, există întotdeauna pericolul ca lucrarea lui Dumnezeu să fie afectată prin decizii izvorâte din propria lor gândire, care conduc la săvârșirea unor fapte lipsite de înțelepciune. Mulți acționează pentru atingerea unor obiective cu caracter personal, care nu le-au fost niciodată solicitate de Dumnezeu. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat, ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta în continuu, ori 10.000 de ani și-n veșnicii. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, ce bine. Cool.
Mulți dintre aceia care pretind a fi creștini manifestă o umilință contrafăcută și inconsecventă. Dorind să-și învingă euul, unii adoptă o atitudine cât se poate dezmerită, dar pentru că încearcă să lupte prin propriile lor puteri, prima adiere de laudă și apreciere îi face să se umfle de mândrie. Acestora le lipsește dispoziția de a se supune întru totul lui Hristos, iar El nu poate lucra prin ei. Indiferent de realizările voastre, nu vă atribuiți nicio slavă. Nu urmăriți să atingeți obiective duplicitare, încercând să-i slujiți și lui Dumnezeu și euului personal în același timp. Nu acordați atenție euului vostru. Acționați ca și când l-ați vedea pe Iisus alături de voi, gata să vă ofere putere în lucrarea de slujire. Dependența de Hristos constituie unica voastră posibilitate de a fi în siguranță. Prin felul lor de a fi. Acestora nu le pasă dacă sunt sau nu sunt în armonie cu frații lor. Chiar dacă le face plăcere să intre în controverse și să lupte pentru ideile personale, totuși ei trebuie să renunțe la o asemenea atitudine, deoarece nu dezvoltă un caracter creștin. Luptați cu toate puterile voastre pentru a răspunde rugăciunii Domnului Hristos, care a cerut ca toți ucenicii săi să fie una, după cum El și Tatăl sunt una. Niciunul dintre noi nu este în siguranță dacă nu experimentează în fiecare zi umilința și blândețea lui Hristos.
Predicați iubirea lui Hristos și inimile vor fi îmblânzite și supuse prin ea. Căutați să fiți uniți în gândire și judecată cu frații voștri și să susțineți aceleași păreri. Așa cum sunt expuse în prezent, concepțiile care favorizează divizările, pe motivul că nu toți pot avea aceleași idei, nu reprezintă lucrarea lui Dumnezeu, ci lucrarea vrăjmașului. Abordați adevăruri simple asupra cărora puteți fi cu toții de acord. Vorbiți despre unitate. Nu deveniți înguști, vanitoși și rigizi. Permiteți ca perspectiva gândirii voastre să se lărgească. Thank you.
Îndemnul pentru noi toți îl citim în Coloseni, capitolul 4, cu versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Sunt Izabela David. La revedere!